Bogdan Matei, ne auzim, da? A, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Explicați-ne și nouă cum v-ați lămurit până la urmă cu sursa banilor, cu această lege a pensiilor, pentru că liberalii zic că ei îl cred pe cuvânt pe Nicu Ciucă, acum nu ne-a spus și nouă nimeni, poporului, de unde vin banii, câți bani trebuie în mod exact. Am înțeles, 13,8 este indexarea la 1 ianuarie. Da, în primul rând, sursa de finanțare va fi pe cele trei paliere. Pe de o parte, reducerea cheltuielilor aparatului central bugetar, pe de altă parte va fi ceea ce înseamnă reorganizarea ministerelor de resort, ce au ca și termen data de 1 ianuarie 2024, astfel încât să avem agenții în subordinea ministerilor mult mai suple și cu mult mai puțin angajați din acest punct de vedere. Iar pe de altă parte, noua lege a salarizării unitare va aduce și nu numai o echilibrare, dar și o reducere din punct de vedere al cheltuielilor, de la sporuri până la toate celelalte beneficii care în general au creat discrepanțe în sistemul bugetar. În ceea ce privește dezbaterea din Camera Deputaților, este într-adevăr acolo o problemă sesizată de către sindicate, și anume aceea de a menține în continuare forma veche pentru cei care lucrează în sectorul minier și energetic, pentru a beneficia în continuare de acea pensionare cu 13 ani mai devreme, atât cei din sectorul minier cât și cei din sectorul energetic, și pe de altă parte o altă discuție ce vizează meseriile asimilate acestora, pentru că odată cu privatizarea mineritului, foarte multe entități private au lucrat pe zonele respective și atunci oamenii sunt îndreptățiți să-și ceară și dumnealor asemenea. Da, sunt îndreptățiți, trebuie să puneți în practică.